Kult Top cu Sebastian Crăciun. Invitatul de astăzi al emisiunii noastre este scriitorul Dino Săraru. Ce înseamnă să fii scriitor? Înseamnă să te bucuri de harul lui Dumnezeu ca să scrii. Este un har ceresc pe care, dacă ți l-a dat Dumnezeu, trebuie să-l aperi cu ghearele și cu dinții. Ce tip de scriitor este Dino Săraru? Cu toții știm realismul operei sale, portretizările sociale. Aveți o ușurință a scrisului sau sunteți tipul scriitorului care revine, șterge, construiește? Eu scriu întâi și întâi în cap. M-a zbucionat să scriu și să rescriu fragmente și uneori capitole întregi. Și când mă așez dimineața să scriu, că n-am putut să scriu roman decât dimineața, că mă scor știu ce am de spus și de scris, dar nu întotdeauna știu ce va fi mâine. În cărțile mele, de multe ori, personajele mele o iau înaintea mea și se manifestă independent față de mine. Nu rescriu foarte mult. De obicei, când aștern pe hârtie, greu mă mai întorc asupra paginilor la recitiri. Nu sunt un scriitor comod pentru editură, pentru că revăd până în ultima zi a intrării cărții la tipar și după ce a intrat la tipar, revăd și mai schimb. Și atunci devin incomod pentru editori. Dar s-au obișnuit cu mine și dacă aceste cărțile mele s-au vândut în tiraje enorme, de pildă niște țărani, are peste 400.000 de exemplare în 15 ediții. Și clipa a avut nenumărate, da, și un film. După cărțile mele s-au făcut 4 filme care rulează și azi și pot fi găsite pe internet. S-a făcut filmul Clipa, s-a făcut filmul Vânătoarea de Bul după niște țărani, s-a făcut un film Dragostea și Revoluția după primul roman al trilogiei Dragostea și Revoluția și s-a făcut acum 15 ani. Văd că toate televiziunile reau când e cât un conflict politic intern, se numește Ticăloșii, după romanul Ciocoi noi cu Bodyguard. În emisiunea noastră, alegerile muzicale le face invitatul. Care ar fi propunerile muzicale pe care le-ar putea face Dino Săraru? Un poem și melodia lui, scris de poetul canadian Cohen, se numește Amin. Tell me again when I've been to the river and I've taken the edge off my thirst. Tell me again we're alone and I'm listening so hard that it hurts. Tell me again when I'm clean and I'm sober. Tell me again when I've seen through the horror. Tell me again, tell me over and over. Tell me that you want me then. Amen. Tell me again, tell me over and over, tell me that.
again when the day has been ransomed and the night has no right to begin. Try me again when the angels are panting and scratching at the door to come in. Tell me again when I'm clean and I'm sober. Tell me again when I'm seen through the horror. Tell me again, tell me over and over. Tell me that you need me then. Amen. Considerați că este lumea culturală astăzi în România, maestre Dinu Săraru? Lumea culturală nu poate fi deloc mai inspirată decât atmosfera politicianistă care domină astăzi România și care pe mine mă îngrijorează foarte mult. Pentru că am de la o vreme sentimentul că vârsta nu mă va ajuta să mai retrăiesc un moment de echilibru în această țară bântuită de toate relele politicianismului agresiv și al tranzacționismului și al oportunismului agresiv și al trădării și al delațiunii. De altfel, romanele mele din trilogia Ciocoilor despre asta și vorbesc, despre trădare, delațiune, oportunism și transformarea țării într-un fel de codru al vlăsiei, în care țara apare ca o vită jupuită de vie în mijlocul unui câmp pustiu. Și nu cred că ne vor redresa. După părerea mea, în momentul de față, drama acestei țări pleacă de la slăbirea până la pieirea aproape a sentimentului identității naționale și spirituale românești. Ne pierdem identitatea sub tăvălugul unui globalism agresiv, vulgar și unificator cu orice preț. Ați fost director de teatre, atât al fenomenului Teatru Mic, cât și după Revoluție al Teatrului Național.
Cum vedeți mișcarea teatrală în România de astăzi? Supusă tăvălugului globalizării agresive, promiscue și licențioase. Asta este adevărul, adevărat. Marea literatură e izgonită de pe scenele noastre, mari scritori români nu mai sunt deloc prezenți. La noi școala de teatru și-a pierdut autoritatea și cine face o universitate în orice colț de țară face și o facultate de teatru. Însă drama este alta, că scritorimea n-a produs în ultimii 30 de ani valorile care s-au produs până în 1990 în spațiul cultural românesc. Am avut o perioadă care a egalat cea mai înfloritoare perioadă din istoria literaturii române, cea dintre cele două războaie, având sprijinul lui Carol al II-lea. Aș vrea să vă spun că s-a ocupat până și de statutul Teatrului Național, când Liviu Rebreanu era în prima lui direcția Teatrului Național și când în biroul lui Carol al II-lea, ministrul culturii era un țărănist periețeanu. S-a discutat cu Carol al II-lea statutul primei scene a țării după statutul făcut de Napoleon la Moscova în perioada 1812, când pierdea bătălia de la Moscova Napoleon, dar avea timp să se ocupe de statutul comediei franceze. Carol al II-lea, când a fost vorba de cultură, a fost un rege al culturii. Astăzi niciun politician nu-și face o onoare din a se duce la o premieră de teatru, din a se duce la un concert la sala radio, care e cea mai bună sală de concerte. E păcat că nici Festivalul Enescu n-a fost anul trecut o sărbătoare națională la care toate oficialitățile să fie prezente. Nici Ziua Culturii nu s-a bucurat de prezențe oficiale foarte înalte decât prin reprezentanți de cabinet. Nici Ziua Unirii nu s-a bucurat anul trecut de rezonanța pe care trebuia să o aibă, pentru că nu interesează pe nimeni faptul că istoria a fost aproape exclusă din învățământul școlar, liceal românesc, geografia la fel, și mă mir că mai sunt și ore de limba și literatura română. Dacă e să ne luăm după cum se vorbește la posturile de radio și la televiziunile noastre, te îngrozești pentru perspectiva limbii române. Îmi pare bine să recunosc că singurul post de comunicare din România este Postul Național de Radio, unde se vorbește extraordinar de corect și de frumos și de elegant și unde se apără identitatea națională și identitatea de limbă și spirit. Este postul de radio național. Mă bucur foarte mult pentru că eu sunt produsul radioului. Eu am intrat în radio, stimate coleg, în 13 noiembrie 1950. Vă dați seama când eu învățam meseria de gazetar și dialogurile din cărțile mele, știința dialogului din cărțile mele, concizia din cărțile mele, plastica din cărțile mele, să datorești meseriei mele de gazetar la postul de radio București în veacul 20, la mijlocul lui. Continuăm topul preferințelor muzicale, semnat Dinu Săraru. V-aș propune, dacă avem timp, un fragment din cele 6 suite pentru violoncel de Johann Sebastian Bach, despre care Marchez spunea că reprezintă tot ce este mai înțelept în toată muzica. Thank you.
Cultural. Maestre Dinu Săraru, ați vorbit adineaur despre decăderea calitativă a mișcării teatrale din România și de lipsa anumitor autori români. Ce îi trebuia unui actor, unui regizor, să colaboreze cu teatrul în care director era Dinu Săraru? Eu am creat o trupă anume. Eram director general al Departamentului Cultural Radio Viziunii Naționale. Când am plecat din instituția noastră, eu am creat și Teatrul Național de Televiziune și am dat și Teatrului de Radio, Teatrul Național de Radio, numele. Am condus atunci și Teatrul Radiofonic. În primul rând, găsiți în articolul meu de astăzi, eu am o rubrică în Adevărul, se numește Fals Jurnal de ieri și de azi, blog Adevărul, găsiți o caracterizare a modului meu de a gândi teatru făcută de un om de teatru american cunoscut care venise în România în 1983, eu eram de 4 ani director la Teatru Mic, și care într-o pagină de mașină găsiți portretul directorului de teatru pe care mi l-au făcut americanii în 1983 venind la București și cunoscând fenomenul Sărindar. Și iată fragmentul despre care amintea Dinu Săraru, a apărut în paginile revistei diplomatice Sinteza în 1983. Robert Corrigan, om de teatru american, semna un articol intitulat Teatrele României, un izvor de lumină. Dar poate cel mai interesant teatru român, cel puțin pentru vizitatorul american, este Teatrul Mic din București. Această casă de teatru dispune de două săli, una având 385 de locuri, iar cealaltă 120. Cu toate că acest teatru a fost înființat în 1964, el ocupă locul deosebit pe care îl are astăzi în viața teatrală a țării din 1977, de când Dinu Săraru a preluat conducerea sa. Săraru este un om fascinant, cu rezerve inepuizabile de energie și aptitudini organizatorice deosebite. Abia trecut de 50 de ani, Săraru este cronicar de teatru și critic literar, romancier premiat, țarul emisiunilor culturale ale radio-televiziunii române și, din 1979, membru al Comitetului Central al Partidului Comunist. Pentru teatrul românesc, cea mai importantă contribuție a sa este ideea că repertoriul teatrului mic trebuie să fie alcătuit din lucrări ale dramaturgiei universale din secolul actual și piese românești noi. Astfel, acest teatru, care funcționează totodată ca centru cultural, sală de conferințe și galerie de artă, a prezentat în premieră numeroase opere ale unor autori români, lucrări recente ale unor dramaturgi americani, britanici, polonezi, germani și austrieci și un număr de capodopere ale dramaturgiei universale moderne. Ansamblul dispune de 40 de actori și 3 regizori, un număr relativ modest pentru un teatru est-european, fiecare din aceștia având un amplu potențial creator. Și revenim la interviul cu Dinu Săraru și la modul în care era promovat teatrul. Premierele radio de teatru erau cu recepții, cu ascultări, cu invitați, cu gazetari, ca și vizionările la piesele de teatru de televiziune. Teatrul Radio și Teatrul Național de Televiziune le integrasem în spațiul mișcării teatrale de scene de scântură. Și a fost foarte bine, pentru că forța radioului și a televiziunii naționale atunci erau puternice și modelul de repertoriu impus de radio și de televiziune atunci era hotărător până în ultimul cătun din țară. Acum, dacă ajunge fite cine director și la naționale și la teatru de cartier și la teatru de sufragerie și la teatru de, eu știu, pod și la teatru de subsol și la teatru de 30 de scaune și la teatru care să petrece acasă la comanda unui om cu bani să cheamă niște actori să-i joace o piesă de teatru în sufragerie. Vă dați seama ce fel de repertoriu se poate practica astăzi. Și pentru că
Dinu Săraru în topul personal a inclus suitele pentru violoncel solo de Bach. Vă oferim acum un nou fragment. Sunteți un atent privitor al societății românești. Ați și imortalizat-o în romanele dumneavoastră. Cum credeți că este societatea de azi? Cum credeți că sunt tinerii de astăzi? Scriitorul Dinu Săraru. Tinerii de azi sunt victimele bătăliei politicianiste și al tăvălugului globalizării agresive cu orice preț, desfințator al identității naționale. Și trimești spre partea grotesc licențioasă a spectacolului. Dar există și oameni tineri care în școala puțină care se mai învață în țara noastră și în spațiu olimpic, să zic așa, sunt surprize în continuare fericite, deși nu se ocupă nimeni de olimpici, dar mai puțin în spațiu umanist. Din păcate, tineretul e apt pentru cultură, e apt pentru educație, e apt pentru sentimente înalte. Pentru că nu dispar sentimentele înalte din sufletul omenesc și nu vor dispărea niciodată, pentru că o iubire între doi tineri e sfântă și e un act de sfințenie, de puritate, dar și iubirea e tăvălită până mizeria promiscuității și al vulgarității. Care credeți că sunt cele mai mari aturi ale României și care sunt cele mai importante probleme pe care România le are de surmontat? Aturile României sunt faptul că poporul ăsta n-a devenit încă total o populație și că dacă s-ar bucura de politicieni responsabili, ar putea să aducă o contribuție extraordinară la valorile ale științei și ale tehnicii și ale europene și nu numai europene. Dovadă că tineri plecați după băncile universităților românești sau după băncile unor licee bune au ajuns în Occident până în America, savanți sau oameni de neprețuit. Potențialul acestui popor rămâne intact. Acestui potențial trebuie să-i se creeze condiții cărora trebuie să li se dedice o clasă politică, nu politicianistă, interesată nu de avantajele ei personale, mercantile și de capitalism de cumetrie, ci de scopul fundamental al vieții politice românești, care trebuie să fie restabilirea demnității și mândriei de român. Să fim mândri când ieșim din hotarele țării că ne prezentăm ca români. Maestre Dinu Săraru, o ultimă întrebare. Cum vedeți viitorul cultural al României? Viitorul cultural nu poate depinde decât de exploatarea resurselor imense pe care le are spiritualitatea românească curată și existentă în vocația acestui popor de a produce oameni inteligenți, oameni dotați, oameni înzestrați de Dumnezeu cu calități deosebite, cărora trebuie să se netezească drumul spre marea cultură, spre marea educație, spre marea afirmare a identității naționale. Nu avem decât o singură șansă să restabilim sentimentul identității naționale și spirituale românești când vom fi români și vom deveni conștienți că trebuie să fim mândri că suntem români, atunci și țara va avea un viitor sigur. O ultimă propunere muzicală a scriitorului Dinu Săraru. V-aș
propune să dăm culoare și fior poetic și de iubire dialogului nostru prin valsul lui Șostakovici. Aceste acorduri ale valsului numărul 2 de Șostakovici punem punct ediției de astăzi, o ediție în care invitat a fost scriitorul Dinu Săraru, sunt Sebastian Crăciun, vă mulțumesc pentru atenție, la bună răscultare!